Andreea și Bogdana discutau puțin despre Marius în dimineața aceasta. Bogdana era interesată dacă Andreea a reușit aseară, când ușile au fost deschise, să vorbească cu Marius, și Andreea îi spunea că atâta timp cât au aniversat Bogdana și Liviu, Ana și Daniel ziua de cuplu aseară, au fost puțin deschise ușile, dar cam fiecare a reușit să stea de vorbă cu fiecare. Bogdana era interesată exclusiv de Andreea și Marius, nu de altcineva, și o întreba dacă ea a reușit să vorbească puțin cu el. Andreea a spus că da, au vorbit. Bogdana o întreba dacă va apărea și la capricii discuția lor, și Andreea, râzând așa un pic, nu vroia să dea detalii, a spus că nu știe dacă se va da ce au vorbit ei aseară. După aceea, Bogdana zicea că ea, dacă ar sta așa să se gândească, Marius s-ar potrivi doar cu Andreea. Nu că nu ar fi celelalte fete frumoase, spunea Bogdana, dar dacă stă să se uite la fața lui și la el așa cu totul, nu prea e pe stilul al cuiva decât al Andrei. Apoi spunea Bogdana, nu vreau să mă pronunț cu nimic, dar eu cred că o să fie bine, și se referea la faptul că Andreea va fi cu Marius. Andreea a început să zâmbească și îi spunea Bogdanei că poate să repete acest lucru. Îi convenea și ei ceea ce a spus Bogdana, și anume că ea și Marius se potrivesc și că totul va fi bine între ei.